Directorii trimiși în judecată de DNA în frunte cu Laurențiu Ciobotărică, fostul manager interimar, sunt acuzați că au acordat plăți compensatorii pentru ca un membru al directoratului să plece din funcție, acordarea bonificațiilor fiind în atributul Consiliului de Supraveghere. Cel care a primit sumele compensatorii este Aurel Medințu, fost director în mandatul lui Laurențiu Ciurel. Cei trei directori judecați pentru abuz în serviciu, Laurențiu Ciobotărică, Dorina Gianu și Daniel Antonie, au avut azi un nou termen. În această dimineață, când au ajuns la Tribunalul Gorj, au aflat că procesul a fost amânat cu câteva ore. S-au întors după câteva ore, însă niciunul dintre ei nu a vrut să facă declarații.